Moș Nicolae, varianta săracă a lui Moș Crăciun. Da, la noi acasă chiar că era varianta săracă. Țin minte, într-un an Moș Nicolae ne-a dus dulciuri a treia zi, că nu luase bani. În alt an credeam că iar ne dăduse țeapă, că am găsit ghetele goale. Când s-a trezit tata ne-a spus că moșul s-a îmbătat seară și nu mai avea echilibru să pună dulciurile în ghete și a lăsat sacul în șifonier. Ne-am luminat toți la față, sperând că moșul a lăsat tot sacul cu dulciuri de la toți copiii și ne-a repezit la șfonier. Când am luat sacul, era la fel de greu ca un sac gol. Ne-a ajuns câte trei bomboane de om. Bine, asta era când eram eu mic, dar acum s-a schimbat situația. Ghici ce era în ghetele mele la șapte dimineața? Da, eram eu. Mergeam la muncă.